Salut! Sunt Ciprian Rosen de la Digital Citizen și în acest clip îți prezint asset Parental Controls pentru Android. Aplicația trebuie instalată atât pe telefonul părintelui, unde sunt configurate regulile pentru copil, cât și pe telefonul copilului sau pe tableta acestuia. După ce ai trecut de acest pas, iată cum arată ESET Parental Controls pe dispozitivul părintelui și ce poți face cu această aplicație. Pe ecranul acasă găsești rapoarte utile. În primul rând, vezi când s-a făcut ultima sincronizare a datelor telefonului copilului tău. Apoi vezi cât a consumat din bugetul de timp alocat pentru utilizarea zilnică a telefonului și orele la care este folosit. Dacă derulezi în jos, vezi și ce aplicații și jocuri au utilizat cel mai mult și cât timp a fost dedicat pentru fiecare. Rapoartele oferite pot fi foarte detaliate, așa că hai să vedem cum arată. Avem rapoarte în ceea ce privește protecția aplicațiilor și jocurile instalate, precum și în ceea ce privește navigarea pe internet și site-urile vizitate de către copil. Raportul despre cele mai utilizate aplicații îți arată foarte clar ce jocuri și aplicații îl pasionează pe copilul tău. La început, vezi datele pentru ziua precedentă care sunt complete, dar poți vedea și date pentru ziua curentă, ultima săptămână ori ultima lună. Harta de utilizare este foarte utilă deoarece îți arată intervale orare în care copilul tău petrece cel mai mult timp pe telefon sau tabletă. Astfel, poți vedea dacă stă se joace atunci când a trei să-și facă temele ori dacă folosește telefonul în timpul orelor de școală. Statisticile despre aplicații distractive și jocuri îți arată cât timp a petrecut copilul tău pe telefon sau tabletă în ultimele zile pentru activități distractive. Astfel, dacă vezi că petrece prea mult timp pe telefon, poți să le duci în privința consumului zilnic sănătos de tehnologie, să petreci mai mult timp cu el, realizând activități care nu implică telefonul sau tableta. Rapoartele pentru protecția web sunt similare cu cele pentru aplicații, așa că nu voi intra în detaliu. Să trecem la următoarea filă din Asset Parental Controls, numită Localizator. Aceasta îți arată unde se află telefonul copilului tău pe o hartă Google Maps. De asemenea, poți defini locații standard precum acasă, școală, parc, iar Asset Parental Controls îți trimite o notificare de fiecare dată când copilul tău ajunge în aceste locații. Un aspect important care trebuie reținut este că localizarea se face corect doar atunci când este pornit chipul GPS de pe telefonul copilului tău. Fila reguli reprezintă panoul de control al părintelui. Aici se configurează toate regulile din spatele interacțiunii copilului cu Asset Parental Controls. Părintele poate activa blocarea automată a aplicațiilor și jocurilor neadecvate copilului în funcție vârsta sa. De asemenea, poate crea reguli manuale despre ce aplicații și jocuri sunt permise sau nu, și poate defini limitele de timp pentru folosirea telefonului sau tabletei. Părintele poate activa modul vacanță, fără restricții, atunci când copilul se află în vacanță ori poate este într-o călătorie lungă cu mașina. O altă facilitate care poate fi activată este blocarea instantanee. Aceasta blochează aplicațiile pe telefonul copilului pentru o perioadă determinată de părinte atunci când acesta exagerează și folosește mult prea mult timp pe telefonul. De asemenea, părintele poate activa protecția automată în ceea ce privește navigarea pe internet. Se pot defini ce site-uri și ce categorii de site-uri sunt permise pentru copil. Astfel îți poți proteja copilul de site-urile pentru adulți, paginile web care promovează violența, ura, extremismul și alte lucruri care pot afecta negativ dezvoltarea armonioasă. Fila dispozitive din Asset Parental Control îți arată dispozitivele unde ai instalat aplicația pentru copilul tău și starea fiecăruia. De asemenea, Aici vezi dacă Parental Controls funcționează corect și dacă copilul tău a reușit sau nu să dezactiveze soluția Control Parental. Astfel, știi dacă este nevoie să reconfigurezi telefonul copilului sau dacă este Parental Controls își face treaba așa cum te aștepți. Acestea sunt principalele funcții și facilități oferite de Set Parental Controls pentru Android. Dacă îți place aplicația, nu ezita să o încerci. O găsești atât pe site-ul eset.ro, cât și în magazinul Play de pe smartphone-ul tău cu Android. Mulțumesc!